Bună ziua! Astăzi îl avem ca invitat pe Topan Mihai, în vârstă de 17 ani, elev în clasa 11-a la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca. Bună, Mihai! Bună! De curând ai participat la campionatul național pe echipe mixte Elisabeta Policroneade, unde ai obținut locul 4 cu echipa și locul 1 la masa 3-a cu 7 puncte din 7. Într-adevăr. Cum a fost? Spune-ne câteva cuvinte despre concurs. A fost primul meu concurs de șah la care am participat și am mers acolo cu scopul de a învăța mai mult. Am reușit să acumulez noi cunoștințe și m-am simțit foarte bine. Am cunoscut oameni noi, copii culți, copii care știu să joace șah și, pe total, sunt foarte mulțumit că am avut șansa să particip la acest concurs. Cum a fost întâlnirea cu doamna Elisabeta Policroneade? Pe doamna Elisabeta Policroneade am cunoscut-o destul de vag, am făcut o poză împreună și nu am foarte multe amănunte despre întâlnire. Vreau să spun și faptul că acum 2 ani tu ai fost la Olimpiada pe țară la matematică și anul ăsta ai fost la Olimpiada pe țară la fizică. Da. Cum se împacă școala cu șacul? Sau dacă consider că șacul te-a ajutat să obții aceste rezultate la învățătură? Da, consider că șahul mi-a dezvoltat personalitatea și cred că șahul m-a ajutat să fiu concentrat în anumite situații, să rămân concentrat, să fiu atent la toate opțiunile, să învăț să iau cea mai bună decizie într-o situație și să am tot timpul o ambiție și o determinare să ajung la ceea ce caut. Mă bucur să aud aceste lucruri. De fapt, cu introducerea șacului în școală din septembrie, sper să fie cât mai mulți copii care să spună aceste lucruri pe care le-ai spus tu acum. În continuare, aș vrea să vedem o partidă pe care ai jucat-o la campionatul național pe echipe mixte Elisabeta Policroneade, pe care te rog să ne o prezinți. Ești cu culorile albe. Mihai, te rog să ne prezinți această partidă pe care ai jucat-o cu albul împotriva lui Constantin Filip din București. Cum ai jucat în continuare? Putem observa că negrul are un pion în plus pe care l-a capturat cu calul pe A3. Acum albul este la mutare și joacă cal E5. Cu această mutare, albul dezvoltă calul și încearcă să apere pătrățelul, câmpul C4 pe care va urma să aducă pionul. Negrul joacă cal B5, albul joacă... Cal B5 de ce a jucat? Să-și retragă calul. Da, după C4, după ei, acolo rămâne calul și riscă să-l piardă. Albul joacă C4. Da. Astfel atacă calul și putem observa din nou că negrului i-ar conveni un schimb pe D5, deoarece astfel își va dezvolta calul. Atunci negrul joacă cal D6, astfel mai atacând pionul. Da. Aici albul mută nebun A5. Astfel atac regina, care nu se poate dezvolta cu un câmp mai pe linia în față. 7, nici în D7, nici în C7. Așa. Și putem observa că dacă negrul împinge pionul, atunci albul va veni cu calul pe C6. Da, face un atac dublu. Indiferent de mutarea reginei, va lua nebunul de pe E7. Da. Și apoi, după șah și după schimb, va cuceri pionul din B6. Astfel, albul câștigă un pion. Da, își recuperează pionul sacrificat și rămâne cu poziția superioară. Negrul, mă scuzați, mută regina la E8.
Albul împinge pionul de pe C4 la C5. Negrul vine cu cal la C8 și are în vedere cal la A7 pentru a opri avansarea mai departe a pionului de la C5. Albul joacă pion B4. Negrul joacă cal A7. Da. Acum albul își mai aduce și calul. Da. Îl mută la C3. Și negrul, din nou, ca să protejeze coloana C, își mută turn la C8. Albul duce pionul de pe B4 la B5. Da. Și putem observa că dacă nu este luat, da, pionul, dacă pionul va continua urcarea, va continua deplasarea. Da, sau albul bate pionul din E6, care este atacat de două ori de pionul B5 și dama din D3. Dacă albul bate cu pionul, dacă negrul bate cu pionul la B5, atunci albul oricum va mai ataca o dată pionul, care nu mai poate fi apărat în plus. Sau joacă nebun B6, atacă calul, atacă apărătorul. Exact. Da, de-aia bate cu calul. Negrul bate cu calul. Da. Albul bate cu calul. Da. Negrul bate cu dama. Da. La B5. Dama la B5, schimb de dame. Iar acum negrul bate cu pionul de pe A6 pe B5. Da. Acum albul atacă pionul de pe B5 cu turn la B1. Da. Ca să-și recupereze pionul sacrificat, să rămână cu atacul. Negrul nu poate apăra acest pion și încearcă să-și dezvolte nebunul. Duce nebun la D8. Albul cucerește pionul de pe B5. Da. Negrul face schimb de nebuni pe A5. Da. Albul ia cu turn de pe turnul de pe coloana A. Acum negrul mută turn A8. Da. Și are în vedere, după un eventual schimb de turn, un mat simplu pe A1. Da. Albul ar avea o bună mutare G3, dar albul alege să joace F3 ca să blocheze dezvoltarea calului pe E4 sau pe G4. Așa este. Negrul bate cu turn la A5, albul bate pe A5. Negrul joacă pion G6. Acum îi revine negrului să își facă o fereastră la rege. Albul joacă turn B5. Da. Negrul apără pionul la B8. Da. Albul joacă cal C6. Și putem observa că dacă acest cal este bătut de pion, atunci albul va lua turnul negru cu șah. Da. Negrul alege să ducă turnul atacat pe A8, astfel amenințând cu un șah pe A1. Albul cucerește pionul pe B7. Da. De ce era important să capturarea pionului B7? Acum albul are un pion liber, pe care îl poate liber apăra la 3 mutări de transformare a reginei. Exact. Negrul joacă turn A1. Da. Albul mută rege F2. Negrul dă șah la A2. Da. Albul joacă rege G3. Acum negrul dă șah la H5. Albul joacă rege la H3. Negrul mai dă un șah la F4 și albul joacă rege G3. Da. Putem observa aici că dacă negrul ar împinge pionul de pe G6 la G5, va avea asigurat un mat cu turn la G2. Da. N-a observat. Negrul deci nu mult mai bine era că regele din H3 să duci să atași calul, să joci în G4. Și atunci nu mai avea această mutare. Deci când ți-a dat șahul, trage regele în H3, când ți-a dat șahul
trebuie să te duci direct cu regele în G4. Pune regele în H3, așa, și atunci mai bună mutare era să duci regele în G4 și atunci nu mai exista posibilitatea să-ți dea mat. Bun, ai jucat rege G3. Acum negrul a jucat cal bate la G2. Da. Albul a dat șah cu calul pe E7. Da. Regele negru venind la F8. Albul a împins pionul la C6, iar negrul a mutat calul de pe G2 pe E3. Albul a împins mai departe pionul pe C7 și putem observa că dacă negrul ar lua calul, ar primi șah și în același timp albul ar scoate dama. Da. Negrul joacă cal F1 cu șah. Da. Albul mută rege la F4. Acum negrul bate pionul de pe H2 cu turnul, având în vedere un posibil mat dacă ar duce pionul la F6 cu turnul la H4. Am înțeles. Tu acum ai băgat dama, ce dama. Și negru a cedat. Mia, îți mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc și eu. Atât pentru emisiunea de astăzi. Urmează soluția problemei precedente și problema emisiunii de astăzi. Soluția problemei precedente este albul mută D4. Problema emisiunii de astăzi. Alb. Rege E3. Cal D2. Pion. A3. B2. C3. D4. F2. G2. Și H3. Negru. Rege F7. Cal A5. Pioni. A6, B5, C4, E4, F5, G5 și H5. Enunțul problemei este: care este cea mai bună mutare pentru alb? Așteptăm răspunsurile pe mail la regipion@tvr.ro. Cel care va răspunde corect la trei din următoarele probleme ale emisiunii va fi invitat alături de mine la prezentarea unei lecții de șah. Vă mulțumesc pentru atenție, mult succes la rezolvarea problemei și vă aștept vinerea viitoare la ora 12:50 la o nouă emisiune. La revedere!